Până pe 15 august 2023, absolvenții instituțiilor de învățământ din județul Suceava sunt așteptați să se înregistreze în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Anunțul a fost făcut de Anca Doina Capverde, purtător de cuvânt al instituției. Potrivit sursei, cunoscând lipsa de experiență în relația cu instituțiile publice a celor mai tineri absolvenți care finalizează studiile liceale și se află în fața deciziilor importante pentru cariera profesională, instituția vine cu informații utile privind serviciile personalizate de inserție pe piața muncii și de protecție socială prin indemnizația de șomaj. Este vorba despre orientare în carieră și profilare, prima de inserție la angajare în intervalul celor 60 de zile de la data absolvirii, prime de mobilitate și relocare, la angajarea într-o altă localitate, cât și despre mobilitate profesională prin cursuri de calificare gratuite și ucinecie la locul de muncă. Conducerea instituției ține să sublinieze că elevii care nu au situația școlară încheiată beneficiază de toate facilitățile adresate absolvenților, dacă se înregistrează în evidența agenției în intervalul de 60 de zile de la data promovării examenelor, de la data promovării examenului de corigență. Totodată important de știut este că după expirarea termenului de 60 de zile de la absolv în cazul în care absolvenții s-au înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă, ei pot beneficia la cerere pentru o perioadă de șase luni de indemnizații de șomaj în quantum de 50% din valoarea ISR de 598 de lei.